Focarul de la căminul de bătrâni Aldeni, unde au fost confirmate 16 cazuri în ultimele două săptămâni, poate împiedica începerea anului școlar în scenariul verde în comuna Cernătești, chiar dacă școala este pregătită din toate punctele de vedere și respectă toate regulile impuse de Ministerul Educației și al Sănătății. Potrivit datelor publicate luni de Ministerul Sănătății, comuna Cernătești este singura din județul Buzău în care începutul de an școlar se va desfășura sub scenariul roșu, adică lecțiile se vor preda numai online. Chiar dacă în comună sunt 3,94 cazuri la 1000 de locuitori, nu este vorba despre o transmitere comunitară, ci despre cazurile din căminul de bătrâni Aldeni, unde la acest moment sunt 11 cazuri confirmate. Primarul comunei, Petrache Mârze, este revoltat și nu acceptă situația sub nicio formă. Conform primarului comunei Cernătești, acest scenariu nu este definitiv. Până la sfârșitul săptămânii se va lua o hotărâre în ceea ce privește modul în care copiii vor începe școala, având în vedere situația atipică din comună. Dacă va fi necesar, acesta susține că va depune o solicitare scrisă la Ministerul Sănătății, în care o să prezinte situația la nivelul comunei. Sunt nemulțumit, ce să fac, dacă ei îmi iau în calcul și azilul de bătrân. Și acolo am 11 cazuri, din 14 în toată comuna. De ce mă bag în aceeași oală? Am vorbit și în dimineața asta cu domnul prefect că este o hotărâre a Ministerului Sănătății. Bun. Și acest bolnav e mâine din carantină. Eu nu pot să încep școala. Poate joi sau luni o să am doi sau niciunul. De altă parte, trebuie menționat că indicele calculat de Ministerul Sănătății este unul crescut și în Costești, Râmnicu Sărat sau Pătârlagele, în urma infectărilor cu coronavirus în azilele de bătrâni sau spitale. Aceste centre nu au nicio legătură cu unitățile școlare, ci doar cu faptul că sunt amplasate în localitățile respective. La nivelul județului Buzău, rata de incidență calculată la 1000 de locuitori arată că 74 de comune sunt în zona verde, 12 sunt în zona galbenă și o singură comună este în zona roșie, respectiv comuna Cernătești. Această situație centralizată de către Institutul Național de Sănătate Publică a fost înaintată către Inspectoratul Școlar Județean, iar la rândul său, Inspectoratul a transmis centralizarea către toate unitățile de învățământ de pe raza județului Buzău. De asemenea, până joi, cadrele didactice din toate școlile și grădinițele din Buzău se vor întruni în ședințe de administrație, unde vor formula propuneri de desfășurare a cursurilor, în funcție de spațiul de care dispun și de numărul de elevi. Ținând cont de rata de incidență transmisă de Ministerul Sănătății, acestea vor transmite datele către Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care împreună cu Direcția de Sănătate Publică va prezenta propunerile școlilor și grădinițelor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Acesta va lua o decizie finală cu numai 4 zile înainte de începerea cursurilor.